Alți 150 de elevi olimpici din Republica Moldova au plecat ieri seară într-o bine meritată vacanță din România. Aceștia își vor petrece următoarele 7 zile la taberele de odihnă din Tulcea și Târgu Neamț. Toate cheltuielile sunt suportate de către Guvernul României. În total, 650 de elevi eminenți au plecat deja în taberele din România. Selectați pentru sejur au fost cei care au obținut locuri de frunte la Olimpiadele Naționale și au avut reușite la învățătură pe tot parcursul anului. Olimpicii spun că vor să revină acasă cu noi forțe pentru a obține și alte succese în următorul an de studii. Pentru noi, într-adevăr, este ceva foarte plăcut că ne-au ales ca să venim aici. Sperăm să fie vesel, să învățăm lucruri noi, să ne distrăm, să fie o combinație de util și plăcut. Mă aștept să vin înapoi relaxat, pregătit de un an nou de învățământ, să mă distrez, să cunosc oameni noi, să realizez niște activități interesante. Aștept să cunosc cât mai mulți oameni interesanți și să aflu cât mai mult despre România. Părinții copiilor, dar și olimpicii spun că sunt foarte recunoscători Guvernului României pentru tot ce a făcut și fac în continuare pentru copiii din Republica Moldova. Frații români au organizat această odihnă. Chiar vă le mulțumim mult. Le mulțumim că ne ajută în felul ăsta ca copiii să fie mai odihniți, să se odihnească bine, să aibă noi puteri. Aceasta este o țară care ne ajută foarte mult și ne ajută și copiii care sunt viitorul acestei țări și îi mulțumesc pentru acest lucru. Prim cuvânt de mulțumire pentru tot ce fac pentru copiii noștri. Să știți că noi părinții, copiii care au ajuns niște performanțe, suntem părinți simple și chiar vrem să spunem un mulțumesc mare pentru contribuția care o fac și copilul a așteptat foarte mult această plecare. Mulțumim ambasadei, ministerului, toți care au lucrat asupra acestui proiect. Suntem foarte bucuroși și avem așteptări foarte mari de la copilașii noștri. Și ambasadorul României în Republica Moldova a venit să le ureze copiilor vacanță plăcută. De acest program anul acesta au beneficiat 650 de elevi din Republica Moldova. Astăzi am venit să le spunem drum bun olimpicilor din Republica Moldova, pe care i-am selectat împreună cu dragii noștri parteneri Ministerul Educației de la Chișinău. Ministerul Educației de la Chișinău a mulțumit României pentru suportul și ajutorul oferit. Sincere mulțumiri Guvernului României pentru suportul acordat acestor copii. Copiii care au într-adevăr succese și au rezultate foarte bune la concursurile școlare, atât din nivel național cât și din nivel internațional. Precizăm că acesta este ultimul tur din programul taberelor în care elevii din Republica Moldova pot pleca în România. Pe durata vacanței, copiii vor avea parte de activități culturale, sportive, educaționale, în care vor fi ghidați de personalități marcante de peste Prut. De menționat este că în curând 100 de elevi din România vor beneficia de un sejur în taberele din Republica Moldova.